Bună seara și bine v-am găsit la un nou dialog social. Sunt Elena Stegar și astăzi ne îndreptăm atenția spre femeile din sindicate, dar și din societate. Luna martie, prin definiție, ne determină să reflectăm asupra activității vieții cele care oferă continuitate lumii. Astăzi la dialog social vedem cum s-a desfășurat la CNSM lansarea campaniei Femei informate, generații protejate. Care este misiunea acesteia și ce probleme ar putea fi soluționate printr-o informare corectă și de calitate, vedem în scurt timp. Urmărim și alte subiecte imediat după sumar. Sindicaliștii din raionul Iedineț s-au întrunit pentru a discuta despre rolul sindicatelor în domeniul protecției sociale a femeilor. Avocatul sindicatelor a oferit consultanță juridică gratuită membrilor de sindicat din Glodeni. Sindicaliștii din educație din Republica Moldova și România vor colabora în domeniul informațional. Acestea și alte subiecte urmărim în ediția emisiunii de astăzi. Femei informate, generații protejate. Acesta a fost genericul campaniei lansată de Comisia de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor în pragul zilei de 8 martie. La eveniment s-a vorbit despre necesitatea protecției sociale a femeilor și despre lipsa de informare în mediul rural, care generează multe probleme. Femeile venite la Casa Sindicatelor au putut urmări și un concert dedicat lor. Vedem detalii în minutele următoare și aflăm care este rolul acestei campanii. Deși trăim în timpurile în care informația este accesibilă oricui și aceasta poate diminua din numărul problemelor pe care le are o societate, femeile de la sat, dar și din mediul urban, nu știu răspuns la multe întrebări. Fapt pentru care adesea situația lor social-economică este una precară. Lipsa de asistență medicală, locuri de muncă prost plătite, discriminarea sunt câteva din problemele vechi, dar care rămân încă actuale, pentru că nu au fost soluționate până acum. Informarea corectă a femeilor ar fi factorul care ar influența viața spre bine a femeilor din Republica Moldova, a spus Luba Rotaru, președintele Comisiei de Femei, la lansarea campaniei Femei informate, generații protejate. Ne dorim să avem în Moldova femei sănătoase, să avem femei informate, să avem femei care au o protecție socială sporită și, desigur, sunt realizate în Moldova strategiile naționale, strategia privind egalitatea de gen pe toate dimensiunile. Pentru realizarea acestor obiective, Comisia de Femei a lansat campania Femei informate, generații protejate. La eveniment, Luba Rotaru a vorbit despre situația actuală a femeilor din țară și a făcut un raport al activității Comisiei de Femei pentru anul 2018. Totodată a abordat și principalele obiective din anul curent. Președintele CNSM, Oleg Budza, a menționat că femeile reprezintă o verigă slabă din punct de vedere al protecției de care dispun la moment. Tocmai de asta e nevoie de o atenție mai mare asupra acestei categorii de persoane, care poate să aibă succes și în viața personală, dar și în cea profesională. Este salutabil intențiile Comisiei de Femei să organizeze așa un eveniment important, pentru că femeile informate, generația protejată, noi vorbim nu numai de membri de sindicat, dar eu vă asigur că și o bună parte din cei care nu sunt membri de sindicat, în campania aceasta vă simți mult mai bine decât să cunoască drepturile femeilor, ce se referă la relațiile de muncă, securitatea muncii, salarizarea și multe, multe alte care acum în societatea noi trebuie să dobândim dreptul, cât mai bine cunoaște femeia drepturile sale, cât mai bine o să trăiască societatea. Pentru că femeia este și capul familiei, ea învață și copiii, ea are grijă și de bărbații, multe, multe alte probleme. Va fi campania cu misiunea de a informa femeile despre drepturile pe care le au, nevoile care trebuie să le fie respectate, protecția sănătății acasă, dar și la locul de muncă. Tocmai de asta, evenimentul poate fi plasat la nivel de utilitate stringentă. Acțiunea respectivă este pe atât de importantă, pe cât o femeie trebuie să știe și să fie informată cu drepturile sale sociale-economice, să-și cunoască drepturile pentru a putea și le promova, pentru a le cere și pentru a informa alte doamne din sectoarele, domeniul de referință unde muncește, despre drepturile sociale-economice, despre faptul că o femeie informată este în primul rând o mamă informată care își va informa copiii acasă, o femeie informată este femeia care își capătă și drepturile soțului și o femeie este foarte importantă
la locul de muncă. Președintele Comisiei de Tineret, Elena Stoica, a ținut să menționeze cât de importantă este lansarea unei asemenea activități pentru femeile din Republica Moldova, indiferent că aceasta se adresează generației tinere sau unii. Vreau să vă spun că, într-adevăr, Comisia de Tineret susține foarte mult campania lansată de Comisia de Femei și am să aduc careva argumente. Într-adevăr, este o campanie care cu certitudine ați ales cel mai bune direcție de informare, fiindcă prin această campanie este o oportunitate de a aduce în fața femeilor atât interesul și grija pe care o are sindicatul față de problemele cu care se confruntă femeile și, evident, este și o promovare a mișcării sindicale prin această campanie. Printre participanți s-au regăsit și reprezentanții CNSM în teritoriu, cei care au contact direct cu problemele femeilor de la sate. Aceștia au menționat că informarea la timp poate să schimbe situația femeilor din Republica Moldova în una mai bună. Este o inițiativă foarte bună lansată de către Confederația Națională a Sindicatelor și cu adevărat este necesar ca femeile, mai ales din mediul rural, să fie informate, deoarece un om informat poate să fie ești protejat. Este necesar ca informația să meargă în mediul rural la femei, deoarece ca să fie protejate femeile social, este necesar ca să fie informate din toate punctele de vedere, inclusiv legislativ. Ziua de 8 martie este o celebrare a realizărilor femeilor și în același timp o reafirmare a dorinței de luptă pentru drepturile sale. Femeile încă din 1857 au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva condițiilor inumane de muncă, pentru a protesta împotriva salariilor foarte mici. Peste timp, femeile și-au revendicat drepturile cerând să le fie micșorată ziua de muncă, cerând salarii mai bune, cerând dreptul la vot și încetarea exploatării pentru muncă a copiilor. La același eveniment a fost organizată și o expoziție de mărțișoare, inițiată de Comisia de Tineret de la CNSM. Femeile prezente la Confederația Națională a Sindicatelor însă s-au bucurat și de un concert cu participarea mai multor interpreți autohtoni, care le-au adus în dar melodii cu tematică legată de ziua de 8 martie. Despre rolul sindicatelor în protecția social-economică a femeilor s-a discutat și la Iedineț, acolo unde a avut loc recent o întrunire. Sindicaliștii din regiune, împreună cu reprezentanții ai administrației publice locale și organizațiilor din raion, au pus accent pe respectarea drepturilor femeilor și pe promovarea egalității de gen, cele care ar putea să diminueze numărul de probleme pe care le dețin, așa încât să tindem spre dezvoltarea unei societăți sănătoase. Luna martie, în care este sărbătorită în întreaga lume femeia, este și momentul oportun de a pune în discuție problemele cu care aceasta se confruntă. Pentru că încă e o parte vulnerabilă a societății, sindicatele își recunosc rolul de protecție față de ele. Masa rotundă cu genericul Rolul sindicatelor în protecția social-economică a femeilor și promovarea egalității de gen, de la Edineț, a adunat mai mulți oameni din regiune. Aici s-a vorbit despre cât de importante sunt pentru femei cunoștințele legislative, cele legate de relațiile de muncă, securitatea la locul de muncă, munca în condiții nocive, durata concediilor. S-a aflat despre noua lege privind ocuparea forței de muncă, documentele care sunt necesare să le prezinte șomerii și totodată despre situația femeilor pe piața muncii din raionul Iedineț. Foarte multe întrebări au fost înaintate doamnei de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale ce țin de plata indemnizațiilor pentru nașterea copilului, pentru întreținerea plata deci indemnizațiilor pentru copiii gemeni născuți, modificări la legea despre pensionare și, desigur, că au fost un șir de probleme înaintate. E nevoie de susținere, au spus cei prezenți la întrunirea sindicaliștilor cu reprezentanții administrației publice locale și organizațiilor din raion. Sindicatele au un rol destul de important pentru orice organizație, să zic așa, și pentru, mai ales actual în Republica Moldova, pentru a promova rolul femeilor în activitatea unei instituții, nu contează în care domeniu. Pentru că, cum spunea
Margaret Thatcher, dacă vrei să vorbească cineva despre un lucru frumos, roagă-l pe un bărbat. Dacă vrei să se facă bine și de calitate, pune în funcțiunea unei femei. Femeile, cred eu, sunt cele care vor schimba societatea, vor mișca și Republica noastră, Moldova, spre o dezvoltare mai armonioasă, deci spre aceste reforme pe care noi le avem nevoie. În momentul în care au răspuns la unele întrebări, femeile știu cel puțin că au drepturi și pot cere să le fie respectate, mai spun sindicaliștii de la Edineț, cei care cred că protecția este necesară, dacă vrem să fie ușurată viața femeii. Datorită nivelului jos de trai, avem un procent foarte mare de migrație. Tinerile familii nu se întemeiază tot din cauza multor probleme, nu se nasc copii. Am citit undeva că în Republică, în ultimul an, în 50 de localități din țară, nu s-a înregistrat nicio naștere. În timp de 20 de ani, să ne gândim unde o ajunge țara. Și cred că în situația socială-economică lasă de dorit. Din partea sindicatelor suntem protejați, anume prin multe metode de informare, seminare, și cerem, unde suntem învățați, să ne apărăm drepturile. Amintim, statisticile oficiale arată că în Republica Moldova la sat locuiesc peste 1 milion de femei. Majoritatea dintre ele lucrează în agricultură, învățământ, administrație publică și comerț. Vârsta medie a femeilor de la sate este de 39 de ani, iar fiecare a cincea femeie are 60 de ani. Statistica mai arată că doar un sfert dintre femeile din satele Moldovei au studii profesionale și superioare, în timp ce la orașe cifra este de 3 ori mai mare. În preajma zilei de 8 martie ne-am dorit să punem accent pe activitatea femeilor din sindicate, dar prin prisma bărbaților din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Care este rolul lor aici și de ce sunt considerate și în sindicate, dar și în societate, motorul multor acțiuni importante, vedem în materialul următor. Le vedem peste tot, fie la masa de discuții, unde iau decizii, soluționează probleme sau prin localitățile din țară, unde încearcă să ajungă la nevoile oamenilor de acolo. Sunt femeile din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Recunoscute ca fiind un mare potențial și cu mare putere de a mișca lucrurile spre bine, femeile din sindicate sunt apreciate și lăsate să-și îndeplinească misiunea. Femeia este o biserică a Universului. Ea naște, ea dă educație, ea dă instruire, te hrănește, te crește și așa mai departe. De aceea, pentru noi, sindicaliștii, femeile joacă un rol destul de impunător în mișcarea sindicală. Avem circa 62% de femei, da? Și asta înseamnă că mișcarea se menține într-o egalitate, aproape de șanse între bărbați, între femei. Niciodată n-au fost ignorate femeile ca să participe la viața oștească, la viața sindicalistă. Întotdeauna am luat în considerație ca femeile să fie și lideri de sindicat, femeile să fie în componența Consiliului General a Sindicatelor, la nivel de teritorii, la nivel de reprezentanțe ai Confederației Naționale a Sindicatelor. De aceea avem tot prilejul să spunem că pentru dânsele bărbatul trebuie să fie un sprijin, trebuie să fie o asigurare, trebuie să fie o protecție a femeilor, ca dumnealor să aibă mai mult timp să se ocupe și de dânsele, nu numai când vine primăvara, ori numai 8 martie, da? Fiindcă bărbații pot mai mult ca să facă, să ajute femeile. Fără femeie ar fi greu și acasă, și în societate, și în sindicate, susține Vlad Canțăr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Servicii Publice din Republica Moldova. Tocmai de asta e necesar să li se atragă atenție nu doar de ziua lor, dar în fiecare zi. Am impresia că ultima vreme salvarea omenirii e în femei. Se vehiculează și practic e demonstrat științific că femeia e adusă de pe altă planetă cândva și probabil prin anumite capacități încă ascunse undeva în acest firavă și plăpândă ființă, cred că se ascunde elementul de salvare a omenirii. Fără femeie este imposibil, fără femeie este foarte greu. E bine că există această sărbătoare sau eu aș lega-o mai mult de venirea primăverii, fiindcă femeia e ca o formă de deschidere către viață și acest lucru ne dă prilejul astăzi noi să fim și nu doar astăzi, dar probabil toată viața noastră să fim gentlemen.
Datorită femeilor se dezvoltă lumea, există disciplină, spune Ioan Pârgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații. Acesta mai declară că prin intermediul lor și ramura a cunoscut în ultimii ani o ascensiune. Pe umerii femeilor este tot și familia, și activitatea la serviciu, și copiii, cel mai important rol la o femeie în educarea copiilor, în creșterea copiilor. De ce? Noi trebuie să ne închinăm în fața lor pentru activitatea care o, pentru faptul că femeile sunt cele mai bune în societate. Trebuie să recunoaștem, noi cu păreri de rău recunoaștem la început când suntem tineri, că le iubim și la sfârșit când de acum mai suntem mai în vârstă, că le stimăm, că și ele vrem să ne stimeze pe noi. Dar la noi, în ramură, într-adevăr, mai ales în ramura poștală, sunt o verigă principală. Femeile sunt importante și în ramura educației. Ele sunt cele care educă întreaga societate, a spus Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova. Dacă este vorba de ramura educației, femeile sunt cele mai importante în această ramură. Eu aș spune din păcate, pentru că ar trebui de fapt să fie respectat principiul gender în educație, ca să fie mai mulți bărbați în școli, dar știți care este situația în Republica Moldova. Din păcate, principala forță de muncă și principalul creier a națiunii este femeia. De aceea, eu cu această ocazie vreau să le felicit pe doamne cu sărbătorile frumoase de primăvară, să le doresc tărie, desigur că așa să aibă timp și pentru familie și pentru copiii lor, dar în primul rând, desigur, avem obligațiunea de a educa un tineret, o generație nouă care să fie mai bună decât noi și să mergem încet și ușor înainte spre o viață mai bună. Cu dorință de a lucra, de a crește și educa generații, de a iubi munca și oamenii, vrem să le vedem și pe mai departe. Felicitări pentru efort, dragoste, putere și pentru că sunteți femei. Campania Avocatul Sindicatelor a ajuns la Glodeni. Sindicaliștii din regiune au beneficiat de consultanță juridică gratuită din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Care au fost problemele puse în discuție și la ce întrebări au răspuns specialiștii CNSM, aflăm chiar acum. La întâlnirea cu Anatolie Lupașcu, avocatul sindicatelor, la care a fost prezent și Vasile Patrașcu, consilierul președintelui CNSM, au participat mai mulți sindicaliști din raionul Glodeni, reprezentanți ai mai multor centre sindicale național-ramurale. Aici s-au abordat subiecte ce se referă la calcularea pensiilor, munca prestată peste orele de program, în condiții nocive, salarizare, indemnizații, negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă. Au fost suficient de multe întrebări, atât din domeniul legislației muncii, cât și din alte domenii legislației. Practic, un volum, un număr de întrebări interesante, în principiu, ne-am străduit să dăm răspunsul la toți, parcă i-am satisfăcut cu răspunsurile date, dar au rămas încă mai multe întrebări care, pe parcurs, vă zic că Confederația Națională a Sindicatelor sper să le ia în calcul și să răspundă persoanelor interesate, vă zic că corespunzător. Vasile Patrașcu, consilierul președintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a informat participanții că această acțiune se înscrie în campania națională de consultare juridică lansată de CNSM la 15 ianuarie 2018. Obiectivul ei este de a informa salariații, membrii de sindicat despre drepturile în domeniul muncii, posibilitățile de prevenire și aplanare a conflictelor de muncă. Sergiu Iurcu, șef al Departamentului Protecție Social-Economică din cadrul CNSM, a comunicat despre reforma în domeniul salarizării și a răspuns la mai multe întrebări parvenite din partea salariaților, membri de sindicat. Au fost foarte multe întrebări. Ceea ce ține de domeniul social-economic, am dat răspuns, mai multe întrebări au parvenit referitor la aplicarea noii legi a salarizării, sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De asemenea, au fost întrebări referitor la pensii și modalitatea de stabilire a lor. Iarăși, dacă ne referim la salarizare, întrebări au fost referitoare la stabilirea și plata sporului pentru condiții nocive sau au fost întrebări ce ține de concediile de îngrijire și concediile de maternitate de care beneficiază salariații. Reprezentantul CNSM în teritoriu spune că ar fi utile asemenea întruniri de două ori pe an pentru a-i ține la curent pe oameni cu tot ce se întâmplă la nivel de legislație. Socot că oamenii au primit răspuns la majoritatea întrebărilor care le-au fost adresate
fiindcă întrebările vin, vin și vin. Tot timpul apar diferite noi și noi probleme. Ele ar trebui rezolvate, trebuie informați pe oameni cum să procedeze în cazurile care au apărut la moment. Aici au participat sindicate din agricultură, cultură, învățământ, medicină, servicultură, mod cum servicii. Oamenii din regiune spun că au nevoie de asemenea informații, pentru că nu știu la cine să apeleze după ele. Ei mai susțin că sunt utile evenimentele CNSM-ului, iar specialiștii îi ajută să înțeleagă subiectele și problemele care îi vizează direct. Utilă prezența avocatului poporului, mai mult aș spune că nu a unui singur avocat, ci a unei echipe de specialiști în toate domeniile, unde a avut posibilitatea fiecare membru de sindicat specific să primească răspunsuri la întrebările adresate, la problemele sale sociale, personale, indiferent de orice domeniu, de orice tip. Încă o dată țin să specific că aceasta a fost demarată activitate în cadrul unui proiect, da, organizat de Confederația Națională, care acționează în limitele intereselor membrilor de sindicat. La întrunirea de astăzi, noi ne așteptăm ca să rezolvăm întrebarea care am pus-o, și nu întrebare personală, dar întrebarea colectivului întreg care s-au pensionat. Nu individuală, dar a mai multor membri de sindicat. Și dorim ca să soluționăm această întrebare prin acele momente pe care ni s-au adus din partea avocaților. Prezența avocatului a fost chiar benefică, întrucât sunt angajați din învățământ, din agricultură, din sfera bugetară și, desigur, este foarte important că am luat cunoștință cu multe chestii ce țin de contractul de muncă, de unele cerințe și obligații la locul de muncă și, desigur, toate acestea sunt benefice și de folos pentru angajatori cât pentru angajați. Vasile Patrașcu, consilierul președintelui CNSM, a menționat că prin intermediul acestei campanii, Confederația și-a propus să ofere suport membrilor de sindicat atunci când aceștia au nevoie de o consultație juridică profesionistă. Campania Națională de Consultare Juridică Avocatul Sindicatelor a fost lansată de către CNSM la 15 ianuarie 2018 în orașul Hâncești. Activități similare au mai avut loc anul acesta în orașele Cimișlia, Comrat, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Basarabeasca, Criuleni, Căușeni, Taraclia și Șoldănești. Conducerea Federației Sindicale Educației și Științei din Republica Moldova și a Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică din Județul Neamț, România, s-au întrunit recent la Chișinău pentru a pune în discuție perspectivele de colaborare în domeniul informațional. Vedem în subiectul următor cum urmează să se desfășoare acest proiect și ce obiective și-au fixat sindicaliștii de pe ambele maluri ale Prutului. Părțile au menționat că sindicaliștii din ramura educației din cele două țări doresc să afle mai multe informații despre subiectele de actualitate ce vizează ramura educație, să facă schimb de experiență, să promoveze valorile culturale și educaționale. În acest sens, sindicaliștii examinează cum ar putea realiza o colaborare dintre revista Apostolul, publicație editată de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică din Județul Neamț, ziarul Făclia, editat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și săptămânalul Vocea Poporului, publicația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Urmează să fie semnat un protocol de colaborare, spune Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, pentru a obține succes pe domeniul mediatizării activității mișcării sindicale.
Am avut mai multe activități comune cu colegii din Piatra Neamț și din Federația Sindicatelor Democrate din România, la nivel de confederație chiar. Recent a avut loc și un seminar cu liderii noștri din teritoriu la care s-a reflectat multe probleme, inclusiv și, desigur, cu presa sindicală. Noi avem intenția de a organiza împreună activitatea acestui ziar pentru ca să reflectăm și activitățile sindicale din Republica Moldova, să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în România, de ce nu și din Europa, și respectiv presa pedagogică vrem cumva să, adică, să colaborăm în sensul de publicarea unor materiale de cercetare pedagogică, de didactică, de metodică. E timpul să existe o revistă realizată în comun, accesibilă pentru sindicaliștii din țările noastre, a subliniat Gabriel Plosca, președinte al Sindicatului Liber al lucrătorilor din învățământ și cercetare științifică din județul Neamț, România. Iar întrunirea organizată reprezintă un prim pas în realizarea acestui obiectiv. Mă bucur și mulțumesc colegilor de aici că am găsit o deschidere totală vis-a-vis de propunerile noastre și eu cred că în curând se va materializa această idee. Prim pas va fi o întâlnire pe care o să o avem pe 27 martie la Piatra Neamț. Acolo, desigur, că intenționăm să prezentăm și macheta viitoare a revistei Apostolul și, desigur, vom discuta acolo și alte lucruri de detaliu pentru ca revista noastră să pornească cu dreptul, să spunem, la drum și să dăinuiască cât mai mult timp. Pe 27 martie curent, părțile vor avea o nouă întrunire în România, în orașul Piatra Neamț, unde se vor sărbători cei 20 de ani de la reapariția revistei Apostolul. În cadrul unei ceremonii festive va fi prezentată macheta viitoarei reviste și vor fi discutate detaliile ce țin de colaborarea dintre cele două organizații sindicale. Sindicaliștii din Ucraina și Republica Moldova s-au adunat recent la Chișinău la un seminar internațional în cadrul căruia s-a discutat despre fenomenul de recrutare, motivarea apartenenței la sindicat. Cei prezenți la eveniment s-au familiarizat cu practica internațională în domeniu și au făcut schimb de experiență și de opinii privind activitatea sindicală. Înainte de lucrările seminarului, Vadim Borisov, reprezentant al Industrial Global Union, a avut o întrevedere cu președintele CNSM, Oleg Buța, cu Ion Pârgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicație și Margareta Strestian, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, în cadrul căreia s-a discutat despre colaborarea în domeniul educațional. Oleg Buța a vorbit despre principalele realizări ale mișcării sindicale din ultima perioadă, ce vizează îmbunătățirea situației social-economice a salariaților, negocierile cu autoritățile, respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, recrutare, combaterea economiei informale. La rândul său, Vadim Borisov a declarat că organizația pe care o reprezintă este interesată de dezvoltarea parteneriatului între sindicatele din spațiul CSI. După întâlnirea de la Confederația Sindicatelor din Moldova la Institutul Muncii, s-a desfășurat seminarul unde participanții au avut posibilitatea să se familiarizeze cu practica internațională în ceea ce privește activitatea sindicală. Ioan Pârgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova, a declarat că există un plan bine pus la punct de instruire a membrilor de sindicat, așa încât preluarea unor bune practici de peste hotare să devină un atu al mișcării sindicale din Moldova. Noi avem un plan de instruire din Unii Industrial. Este organizat acest seminar. Tema seminarului este organizing-ul, deci recrutarea membrilor sindicat, motivarea membrilor sindicat, practica internațională, practica noastră și comunicarea între reprezentanții sindicatelor din Ucraina, Moldova și ramurile noastre care sunt membri acestei confederații. La final, participanții la seminar au elaborat în comun un plan de activități care ar fi în folosul membrilor de sindicat. Industrial Global Union este unul dintre cele mai importante sindicate de ramură din lume, care apără și promovează interesele salariaților din peste 140 de state, cu un efectiv de circa 50 de milioane de membri. Două organizații din Republica Moldova sunt membre ale acestei structuri, Federația Sindicatelor din Comunicații și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice.
Dialogul social de astăzi a ajuns la final. Cu alte subiecte de interes pentru salariați, ne revedem aici și săptămâna viitoare la aceeași oră la Moldova 1. Până atunci, grijă mare la informare, ziarul Vocea Poporului și paginile noastre din internet vă pot fi de ajutor. Sunt Elena Stegari, o seară frumoasă, să aveți numai bine!